Și când v-ați dat seama prima dată? Ce, doamne avocat? Când v-ați dat seama prima dată că soția nu vă mai iubește? Acum un an, când am căzut în pivniță, pe scară. Ce legătură are pivnița cu căzătura? Păi are! Pentru că nevastă mea, în loc să mă consoleze, a strigat: dacă tot ești în pivniță, adu, drăguță, și vreo 2-3 kg de cartofi. Auzi? De ce și-a concediat patronul tău angajați? Pentru că lucrau cât topt. Ei, și ce? Nu era bine? Nu. Ei erau 16. Motănel, da? În curând am să fiu tată. Vai! Și tu ce-ți dorești? Fată sau băiat? Indiferent, totul să fie copilul sănătos. Da. Dar soția ta ce vrea? Tot băiat. Și unde te-ai mutat? Într-o casă cu curte. Oh. Ca să deschideți ușa grădinii, trebuie să împingeți cu genunchiul. Și când ajungeți la ușa casei, trebuie să sunați cu cotul. Da, de ce mai întâi trebuie să împing cu genunchiul și pe urmă să sun cu cotul? Păi îmi imaginez că atunci când veniți la mine, nu veniți cu mâna goală. Apropo, ce își dorește soția ta de ziua ei? Tot ce vede. Da, oare de ce, dragă Popeștii, n-or fi venit la petrecerea noastră? N-au venit pentru că nevastă s-a spart o vază. Nu le mai lua apărarea. O vază, ăsta e motiv să nu vii la o petrecere? Sigur că da, pentru că i-a spart-o în cap. Apropo, ce părere ai tu despre bărbați? Toți sunt la fel. Doar salariul diferă. Apropo, tu ce salariu ai? Și credeți că tratamentul o să dea rezultate? Da, sigur că da. Eu unul am mari îndoieli. Domnule, când o să primiți nota de plată de la noi, o să vă smulgeți tot părul din cap. Ce? Da. Și bine pare, dar eu nu eram acolo. Bine. Nota, te rog. 85.000 de lei total. Oh. Bine, domnule, și cât e o sticlă de vin? 10.000 de lei sticla de vin. Păi 10.000 de lei pentru vinul ăsta botezat? Da. Dumneata, nu știi cât costă un botez astăzi? Apropo, de ce se numește Rai locul unde au trăit primii oameni? Foarte simplu, dragă. Pentru că acolo a existat o singură femeie.